Bine v-am regăsit la o nouă ediție a știrilor la Exprim TV. Vă invit pentru început să trecem în revistă titlurile sfârșitului de săptămână. Egon România a încheiat parteneriate cu 30 de brokeri naționali. AXA și Allianz, singurii asigurători din topul celor mai importante 100 de branduri globale. Și Facebook lansează o nouă funcționalitate în caz de dezastre naturale. Să vedem acum și știrile pe larg. Egon România a încheiat parteneriate cu peste 30 de brokeri de asigurare pentru distribuția produsului Egon Backup. Prin aceste parteneriate, această asigurare de viață, care acoperă o gamă largă de accidente, un adevărat casco uman, devine accesibilă pentru clienții din toată țara. Aceștia vor putea beneficia de protecție adecvată în condiții flexibile și avantajoase, având în același timp și o opțiune de plată ce le permite să economisească timp și resurse. Grupul francez AXA și germanii de la Allianz sunt singurele două companii de asigurare prezente în topul celor mai importante 100 de branduri globale din 2014, întocmit de Interbrands. AXA ocupă poziția 53 cu o valoare a brandului estimată la peste 8 miliarde de dolari, iar Allianz urmează îndeaproape pe 55, brandul său înregistrând o valoare de 7,7 miliarde de dolari. Cele mai importante branduri din lume au fost și în acest an cele din domeniul IT, 4 din primele 5 companii provenind din acest segment de activitate. În 2011, când un tsunami devastator a inundat zona de coastă din Japonia, provocând pagube imense în orașe și afectând chiar centrala nucleară, Facebook a devenit un instrument esențial prin intermediul căruia membrii familiei au putut comunica unii cu ceilalți. Pornind de la rolul important pe care rețeaua de socializare l-a jucat în acel moment, Facebook a lansat o nouă funcționalitate de tip check-in, care ar urma să fie utilizată în astfel de situații de criză. Instrumentul se numește Safety Check și are ca obiectiv să ajute utilizatorii de Facebook să-și anunțe rapid prietenii și familia că sunt în siguranță în cazul unui dezastru precum cutremure sau tsunami. Cum funcționează acest Safety Check, aflați într-un material mai amplu publicat astăzi pe unuasig.ro. Cu aceste știri am încheiat săptămâna la Exprim TV. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc să vă bucurați de un weekend însorit și relaxant.